Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. M-am tot învârtit în jurul subiectului următor, gândindu-mă pe unde aș putea să strecor o glumă, o poantă, ceva, că în fond aici suntem într-un matinal pe radio, trebuie să păstrăm bună dispoziție, nu? Da. La începutul zilei de lucru pentru ascultătorii noștri. Dar zău dacă am găsit vreo soluție. Adică subiectul este atât de revoltător încât pur și simplu n-ai cum să râzi și nici să zâmbești. Știrea descrie o falie atât de adâncă între clientela politică care a capturat statul și restul populației, încât te înspăimânți în fața acestui abis. În anul în care a patronat unul dintre cele mai costisitoare falimente de pe piața asigurărilor, șefii puși politici ai ASF și-au dat prime bonusuri de performanță și bani de vacanță de 750.000 de lei. Falimentul Euroins a fost al patrulea faliment fraudulos de pe piața asigurărilor din România din ultimii 10 ani, cu totul o pagubă cumulată de aproape, mă rog, aproximativ 1 miliard de euro, care are ca primă consecință, desigur, scumpirea polițelor de asigurare, mai ales ale asigurărilor obligatorii auto. De ce? Pentru că banii pierduți sau furați de la Euroins și de la celelalte societăți falite, adică City Insurance, Astra Asigurări, Carpatica, plus altele mai mici, despre care nici măcar nu mai vorbim, cum ar fi Certasig, nu știu dacă mai știe cineva. Deci banii aceștia sunt acoperiți dintr-un fond de garantare la care contribuie prin lege toți asigurătorii, iar aceștia cresc prețurile, evident, ca să-și mențină cotele de profit. Nu acesta este singurul motiv pentru care cresc primele pentru asigurările RCA, dar este unul dintre cele importante. Iar ASF stă pe toată viermuiala asta și suge bani pentru prime și bonusuri. Fiecare dintre noi plătește acum sute sau mii de lei în plus pentru aceste asigurări obligatorii RCA și din cauza idiocraților care supervizează pasămite domeniul. Se închid firme de transport, se sufocă un domeniu crucial pentru economia României, transporturile, adică ies oamenii în stradă, disperați, blochează intersecțiile, drumurile, pentru că nu mai pot plăti asigurări atât de scumpe, iar politrucii puși la vârful ASF, care supervizează netulburați acest dezastru în continuă desfășurare, își dau prime de sute de mii de lei pentru marile lor succese. În 2023, președintele ASF, fostul președinte, că nu i-a mai prelungit mandatul, deci președintele ASF de anul trecut, domnul Nicu Marcu, a beneficiat de prime și bonusuri de 27.700 de euro. Prime! Asta în plus față de salariul de 12.000 de euro net lunar. Aproape 900.000 de lei încasați într-un singur an, bani în mână pentru mizeria de supraveghere, cică, a pieței asigurărilor pe care a făcut-o. Apropo, în mandatul domnului Marcu la ASF a mai fost și falimentul City Insurance, altă bombă pe piața asigurărilor, la care detonarea ASF a asistat fără să tresară. La cererea ziarului Libertate, ASF a mai comunicat și alte date. Iată, prin vicepreședintele ASF, Doina Dascălu, a încasat în 2023 peste 113.000 de lei în bonusuri și prime. 22.600 de euro. Numai bonusuri și prime. Vicepreședinții Cristian Roșu, Daniel Armeanu, Gabriel Grădinescu au luat fiecare anul trecut câte 104.000 de lei. În plus, ca prime și bonusuri de performanță, 20.800 de lei. Banii ăștia, 20.800 de euro net. Iar banii ăștia se adaugă, evident, salariilor dânșilor, de peste 10.000 de euro lunar net. Cine plătește pentru acest orbitor și prost gust lux salarial, de prost gust lux salarial? Păi noi toți, prostimea. Pentru că ASF se finanțează din taxele pe care le ia de la firmele de asigurări, pensii private, care activează pe piețele de capital. Adică firmele acestea, cum credeți că își recuperează banii dați la ASF? Altfel decât mărind tarifele clienților. De altfel, toți cei 500 de angajați ai ASF au primit prime anul trecut, prime în valoare de 3 salarii anual. Adică la ASF există al 13-lea, al 14-lea și al 15-lea salariu pentru toată lumea. Înțelegeți ce uriașă obrăznicie? Apropo, știți cât este salariul mediu net la ASF? Aproape 12.000 de lei. 11.905 lei bani în mână, bani de fes, în decembrie anul trecut. Să nu-și închipuie cineva că ASF
n-ar trebui sau nu poate fi trasă la răspundere pentru ce dezastru e pe piața asigurărilor. Că de-ar fi așa, adică dacă ASF n-ar avea niciun cuvânt de spus, dacă n-ar putea influența nimic și n-ar fi deloc responsabil, următoarea întrebare firească vine imediat. Păi atunci de ce mai plătim aceste sute de angajați cu salarii medii nete de 12.000 de lei net lunar? Adică la ce sunt ei buni dacă nu pot face nimic ca să controleze și să identifice bubele, infecțiile, cancerele financiare din sistem? De ce nu desființăm instituția asta dacă tot nu face nimic ca să protejeze publicul și ne și costă atât de mult? Iar dacă sunt responsabili, atunci cum pot să-și dea prime pentru dezastrul pe care îl patronează, supervizează, supraveghează, monitorizează? Dacă întrebi cum pot fi date bonusuri de performanță pentru așa contraperformanță, probabil că ASF va răspunde că primele și bonusurile de sute de mii de lei numai pentru șefi și alte milioane de lei pentru sutele de angajați se dau pentru că așa scrie în contractul colectiv. Dar contractele astea se mai și renegociază, știți? Adică nu sunt cele 10 porunci, nu sunt imuabile, nu sunt legi ale fizicii. Plus că nu te poate obliga nimeni să fii nesimțit și să iei bonus de performanță când ai supervizat încă un faliment de sute de milioane pe tura ta. Iată, de pildă, Hot News a aflat că dintre toți paraziții de la ASF există și un șef care s-a simțit rușinat, probabil, să ia primă pentru contraperformanța instituției. Domnul Ovidiu Vlasopol, membru în Consiliul de Administrație, dânsul este singurul care, ce să vezi, a refuzat primele. Citez: în contextul generat de falimentul Euroins, unde am făcut tot ce ținea de atribuțiile mele pentru a fi prevenit, adică, înțeleg, pentru a fi prevenit falimentul, am renunțat la încasarea celor două prime, prima de performanță și cea pentru ziua ASF. Am făcut această solicitare luna august a anului trecut, printr-o declarație pe proprie răspundere, atunci când s-a votat acordarea acestor prime prevăzute de contractul colectiv de muncă. O creanță pentru angajați, pentru care conducerea ASF putea fi dată în judecată, a declarat miercuri pentru Hot News Ovidiu Vlasopol. Deci singurul om onest de acolo, așa pare, nu? Deși, sigur, mai există și demisia de onoare, nu doar refuzul primelor, dar oricât. În rest, orgie. Care sunt totuși motivele pentru așa un dezmăț și așa o nesimțire? Ce performanțe ale ASF justifică așa niște prime și bonusuri demne de standardele de excelență ale unor corporații private de mare succes? Cum poți să iei prin contract astfel de prime al 13-lea, al 14-lea, al 15-lea salariu, indiferent de ce faci la job? Care mai este legătura acestei instituții cu însăși realitatea înconjurătoare? Dacă șefii pot încasa prime de zeci de mii de euro anual și salarii de sute de mii de euro anual și concedii peste concedii și zile libere cu găleata, în condițiile în care domeniul pe care trebuie să-l supraveghezi este literalmente cangrenat de falimente frauduloase și pagube de un miliard de euro în mai puțin un deceniu. Și cum pot explica liderii politice acestei țări, care numesc în funcție președinții, directorii și șefii ASF, cum pot explica ei această rușine îngrozitoare, această nesimțire crasă pe față, această sfidare oribilă a unor îmbuibați și parveniți față de poporul acesta? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.